Bună, dragilor, bine ați venit alături de noi. Astăzi un nou tutorial. O să vă arăt cum puteți să decorați steluța aceasta de Crăciun. Voi folosi materiale vintage, bej, maro, crem și haideți să trecem la treabă. O să folosesc steluța aceasta de placaj, hârtie de ambalat cu note muzicale, panglici de diferite nuanțe, căsuțele acestea decorative, crenguțe, conuri, scorțișoar, voi folosi și un pic de pastă de săpadă. Primul lucru, o să mototolesc hârtia aceasta pentru că vreau să arate șifonată. O împing și o lipesc peste steluța mea. Folosesc lacul adeziv. Voi tăia câteva crenguțe. După ce am lipit toate decorurile, ultimul lucru, voi pune pastă de zăpadă. Așa a ieșit decorațiunea mea. Voi repeta materialele. Steluța aceasta de placaj, hârtie de ambalaj, pastă de zăpadă, crenguță de brad, câteva decoruri de Crăciun, căsuțele acestea din placaj, agățătoare și fiecare, după imaginația lui, poate să-și decoreze steluța. Sper că vă place, vă aștept și la tutorialul următor. O zi frumoasă, la revedere!